Un cetățean român judecat în Elveția pentru furturi repetate și care mai fusese închis a reușit să producă uimirea instanței prin răspunsul pe care l-a oferit atunci când a fost întrebat de ce preferă să stea după gratii în țara cantoanelor în loc să muncească în țara natală. Într-o radiografie a stării infracționale din Elveția, Un Cotidian abordează acest caz, înscriindu-l pe român în categoria turiștilor infracționali. Pe baza rechizitorilor, jurnaliștii elvețieni au identificat 4 tipologii infracționale: turistul infracțional, aspirantul profesionist, hoțul oportunist și dependentul. Analiza tratează cu exemple reale fiecare tipologie în parte și românul Marian Radu este exemplu pentru turistul infracțional. Este hoțul care călătorește în Elveția din străinătate, merge în turneu și nu se teme de pedepse cu închisoarea. Marian Radu este un adevărat profesionist. În ultimii ani, românul în vârstă de 26 de ani a trăit în două lumi, în închisoare și în afară. Intră, este arestat, iese, intră din nou și este prins din nou. În 2018 a fost condamnat pentru prima dată în Elveția, a fost și expulzat din țară, după care a stat 2 ani și jumătate după gratii în Germania. După ultima sa eliberare, în toamna anului 2020, a lucrat în silvicultură și într-o fabrică de lăzi din Irlanda și țările de jos, dar și-a pierdut ambele locuri de muncă după câteva luni. În primăvara anului 2022 s-a întors în Elveția, unde s-a specializat vizând furturile din camerele și apartamentele de la subsoluri. De 8 ori intră și fură obiecte de valoare. Prada nu este bogată, uneori sunt două genți, ochelari de soare, numerar și un card, alteori o pereche de pantofi sport. Uneori eșuează total, cum a fost cazul în care după ce a urcat pe o scară într-o cameră de zi și după ce a forțat geamul cu o șurubelniță, s-a declanșat sistemul de alarmă și a fost nevoit să fugă fără să ia nimic. Câteva luni mai târziu a fost prins de poliție și arestat după ce a fost prins mergând pe o bicicletă furată și a încercat să dispară sărind peste două garduri. Articolul publicat de Cotidian Elvețian exemplifică apoi și celelalte tipologii de infractori. Ar mai fi de menționat faptul că atunci când românul afirmă că în închisoare în Elveția câștigă mai mult decât ar munci în țara natală, el se referea la faptul că deținuții cu condamnări definitive, încarcerați în penitenciarele elvețiene, sunt obligați să muncească în închisoare, fiind angajați la diferite firme care au contracte cu sistemul penitenciar. Deținuții primesc un salariu, o parte din retribuție este reținută de penitenciar pentru a acoperi cheltuielile cu deținutul, iar o parte este depozitată într-un cont bancar pe care deținutul îl poate accesa la finalul pedepsei, după ce este eliberat, relatează mesajul.ro.